Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Berbec pentru perioada 16-30 iunie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Berbec în perioada 8. Deja avem un mesaj. 16-30 iunie. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să ajute canalul și pot, bineînțeles, o pot face în linkul din descriere a videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec. Avem, wow, ce frumos, 10-le de cupe, foarte frumos, familia fericită, destinația mult dorită, ia să vedem, vă simțiți împliniți, bucuroși, wow, dar ce se întâmplă aici cu turnul? O ruptură, 7-le de monede, ați așteptat de foarte mult timp sau ați așteptat un răspuns sau niște bani sau întemeierea unei familii? Se zguduie ceva din temelie aici, legat de familie pentru unii dintre voi. 6 de monede la baza pachetului, da? Deci așteptați o sumă de bani, trebuie să dați, trebuie primiți, da? În această perioadă bani, primiți un cadou, oferiți un cadou. Poate un eveniment pe nepusă masă, da? Apare în această perioadă. Poate căsătorie, da? Sau logodnă în unele cazuri. Este un eveniment care este legat de familie sau poate o succesiune pentru unii dintre voi, da? Are legătură cu familia. Da, ceva care cumva vine așa ca o ca un val, ca un ceva care se schimbă brusc. Se schimbă ceva brusc. Ceva care stagna, da, apare acest turn, da, și dărâmă. Dărâmă ceva care se credea că este stabil. Sau se află un adevăr. Sau niște bani pe care trebuie să-i dați în această perioadă pentru a repara ceva din casă. Vi se strică ceva în locuință, da, în unele situații. Sau o așteptare mai mare, da, pe care ați avut-o în legătură cu o sumă de bani, cu o împărțire, da, cu o moștenire. Poate unii dintre voi aveți de clarificat în această perioadă și apare așa ca pe nepusă masă, niște rezultate pe care le-ați așteptat și vor veni, așteptați de mult acest răspuns. Sau poate unii dintre voi, posibil, în unele situații, da, să apară o despărțire, da, sau să aflați despre o căsnicie care nu mai funcționează sau despre o relație care nu mai funcționează sau la locul de muncă, în unele situații, da, vă dați demisia. Sau firma respectivă, compania la care lucrați, se închide. În unele situații nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Ia să vedem despre ce este vorba. Judecata, împăcări, revederi, o karmă, da? Pe care o aveți de plătit unii dintre voi. Nu este valabil pentru toată lumea, dar acum depinde de faptele fiecăruia, da? Se întâmplă ceva brusc, pe nepusă masă. O revedere cu cineva vă dă peste cap, poate, o situație, da, legată de familie. Este ceva care vă dă peste cap. Este o situație care pur și simplu nu v-ați așteptat, poate, să apară. Poate trecut, da, cineva din trecut reapare în viața dumneavoastră și dorește să se împace cu dumneavoastră în unele situații, da? Sau poate are legătură și cu o moștenire aici, ceva legat de casă, de familie. Da, 10-le de săbi, o trădare, da, un final. Se termină aici, ia sfârșit, o suferință, ceva care v-a pus la pământ. Poate niște cheltuieli în plus care apar, da? Pur și simplu vă simțiți așa la pământ, nu mai puteți să faceți față. Apar anumite situații destul de neplăcute. Sau poate cineva din familie, da, vă creează anumite probleme.
da, anumite stări. Dar apare un final aici, da, un sfârșit. Este ceva care era greu, ceva care ați dus destul de greu. Ia sfârșit, o perioadă grea din viața dumneavoastră. Da, regina de cupe, posibil să aveți de-a face cu zodiile de aer, gemeni, de aer, pardon. Posibil, da, și zodiile de aer să aibă un rol important pentru unii dintre voi, da? Dar aici este zodia de apă, zodiile de apă, pardon, rac pe scorpion. Da, aveți aici pe cineva care vă puteți baza, o persoană care este matură din punct de vedere emoțional, stabilă, o persoană care vă iubește sincer, vă declară iubirea, da, pentru unii dintre voi, da, este cineva care vă susține necondiționat. Sau voi sunteți, da, intrați în această energie cumva, poate sunteți mult mai sensibili în această perioadă, da? Ia să vedem. Ce mai spun cărțile, ce mesaje au? Da, aici este legat de o patru de bâte, de o casă, de un eveniment important în viața dumneavoastră, da? Poate la o zi de sărbătoare se întâmplă, nu știu, poate sunteți invitați, da? Cum am și spus, posibil la o petrecere, la o logodnă, la o căsătorie, da? Care parcă apare așa pe nepusă masă, da? Această invitație, ca să zic așa, da? Sau e legat de o casă, de o moștenire, de un drum pe care trebuie să-l faceți. E ceva care trebuie să-l faceți așa, brusc apare. Apar schimbări bruște în viața dumneavoastră și în viața de familie. Da, o reuniune care schimbă anumite, vă schimbă cursul vieții pentru unii dintre voi. O revedere cu cineva, într-un cadru de familie, într-un, nu știu, la o petrecere, da, la un eveniment destul de important, acolo apare cineva care pur și simplu, poate n-ați mai văzut de mult această persoană sau n-ați mai discutat de mult despre acel subiect și aflați anumite situații, poate secrete de familie, unii dintre voi aflați. Situații care pur și simplu vă schimbă. Da, ia uitați, Marea Preoteasă. Exact ce spuneam, da, Marea Preoteasă vorbește și despre lucruri ascunse, da, dar și o intuiție destul de dezvoltată pe care posibil să o aveți, da, unii dintre voi sau aveți de-a face cu o persoană misterioasă sau această persoană, da, vă divulgă anumite lucruri sau vă intrigă cumva, simt nevoia să spun, da, că vi se pare că vi se ascund lucruri, parcă simțiți că ceva este neregulă. Da. E ceva care nu ați știut și veți afla la un eveniment sau în cadrul familiei, da? Cineva vine și vă spune ceva care nu ați știut, s-a ținut secret mult timp. Este un secret care despre poate o persoană independentă, da? Cu nouăle de monede, despre independența cuiva sau cineva își dorește independență, cineva își dorește să devină liber, vrea să divorțeze, da? Poate și acest lucru, posibil și acest lucru, da, pentru unii dintre voi, vreți să vă separați sau vă doriți independență financiară, vă doriți să vă deschideți propria afacere, da, poate este implicată și familia, da, vă susține să deveniți, da, în propria afacere, da, se implică toată lumea aici, posibil și acest lucru, da, în unele situații, dar poate această persoană va atrage atenția, da? Este o persoană sigură pe ea, independentă, o persoană frumoasă, o persoană care atrage privirile, da? Foarte interesant aici la voi, o etalare foarte interesantă. Ia uitați aici, Regele de Bâte, da? Vă reprezintă și pe voi această carte, dar și Săgetător și Leu. Posibil să aveți de-a face cu aceste zodii sau nu. Sunteți mai siguri pe voi, acționați, atrageți anumite situații benefice pentru voi, parcă aveți așa un chef de viață, parcă sunteți, parcă această schimbare vine spre binele dumneavoastră, parcă simțiți nevoia de puțină energie, de puțină acțiune, de mai multă pasiune, da, în tot ceea ce faceți, fie la locul de muncă, fie în viața personală, da, sunteți mai preocupați de voi, de felul cum arătați.
Parcă încercați cumva așa să vă gândiți mai mult și la voi. Deveniți cumva egoiști unii dintre voi, da? Deci nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj, dar unii simt nevoia să spun că da, unii dintre voi parcă vă regăsiți puterea interioară, da? Și parcă vreți să faceți ceea ce vă place. Nu mai vreți să trăiți după anumite reguli sau după anumite principii, da? Sau poate o astfel de persoană, da, cumva vă ajută să depășiți anumite situații sau să luați această, să schimbați atitudinea sau felul de a gândi, felul de a vedea lucrurile. Da, valetul de bâte, da, din nou, energie tânără aici, da, legătură cu zodiile de foc, bineînțeles, leu, berbec, săgetător, energie tânără, acțiune, da, studiați poate ceva nou, e ceva care vă place, vă atrage, comunicare, da, foarte multă pasiune aici, foarte interesant, foarte multă acțiune, bineînțeles, acționați pe repede înainte, cumva nu mai vreți să stați să așteptați. Parcă această așteptare ia sfârșit, da? Aici cu șaptele de monede vorbește despre o așteptare îndelungată, da? Rezultatele pe care dumneavoastră vi le-ați dorit, poate v-ați dorit acești șase de monede, da? Un echilibru financiar sau să primiți o sumă de bani sau să mențineți echilibru, da? Sau un cadou sau se întâmplă ceva așa care pe nepusă masă care se schimbă radical cursul vieții, da? Sau atitudinea dumneavoastră, sau gândirea, da, sau anumite decizii pe care le luați, cumva se schimbă și anumite lucruri în viața dumneavoastră, dar în favoarea dumneavoastră, bineînțeles. Foarte interesant. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.